Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem, dragii mei nativi din Zodia Fecioară, ce mesaje are persoana noastră dragă pentru noastră și extragem patru mesaje un card de la oracolul fazelor lunare. Un card din cardurile de înțelepciune și un mesaj de la îngeri. Și haideți să începem cu mesajele de la persoana dragă, relație secretă, poate relația pe care o are cu dumneavoastră o ține secretă, pentru că mai are și pe altcineva. Sunt o persoană mai bună datorită ție. Îmi doresc să ne căsătorim într-o zi. Deci chiar dacă mai are pe altcineva, dorește să se îndrepte spre dumneavoastră. Știu că relația noastră este specială. Haideți să vedem mesajul de la îngeri. Atunci când te îngrijești, e spre binele tuturor. Acordă-ți astăzi o bucurie relaxantă, cum ar fi un masaj, o baie în apă de mare sau o ședință de pedicură. Vă transmite îngerul Bethany. Da. Frumos sfat. Haideți să vedem cardul de înțelepciune. Sunt demn de a fi iubit, cu siguranță. De cel puțin 3 ori pe zi stau în picioare cu brațele larg deschise și spun: sunt dispus să las iubirea să intre în mine. E bine să las iubirea să intre în mine. Cu siguranță, pentru că sunteți demn de a fi iubit și tocmai de aceea trebuie să vă răsfățați un pic, să vă acordați o bucurie relaxantă. Haideți să vedem și oracolul fazelor lunare, ce vă transmite. Emoțiile sunt la apogeu. Frumos. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!